Sâmbătă sau vineri au venit primele transporturi. Vedem că în câteva zile corturile sunt ridicate și spitalul mobil este aproape finalizat, rămânând să vină transporturile cu echipamentele medicale și în cel mai scurt timp cadrele medicale care vor deservi această unitate de spital. Personalul medical care va deservi acest spital mobil va fi din rândurile MAPN-ului și, după cum puteți vedea, clădirea spitalului CFR este integrată acestui obiectiv și va deservi spitalul mobil. De asemenea, în spatele acestor corturi, în zona care a rămas liberă, se vor ridica alte corturi care vor fi folosite în situația în care mai este nevoie să carantinăm persoane și spațiile de carantinare nu vor fi suficiente, ele vor fi carantinate în zona din spatele spitalului. Ne puteți spune și ce dotări va avea spitalul? Dotări necesare, tratării formelor ușoare și medii de COVID. Va avea un laborator, va fi dotat cu un aparat de testare rapidă, un sprijin foarte important pentru sistemul medical din județul Constanța, având în vedere că Spitalul Municipal de Boli Infecțioase a fost desemnat centru regional. Asta înseamnă că în momentul de față deservește 6 județe. Acest spital mobil este un real sprijin pentru sistemul medical și așteptăm cât mai repede să fie operațional pentru a oferi servicii medicale locuitorilor din județul Constanța.